De jumătate de secol este profesoare de limba și literatura română. A reușit cu puterea cuvântului să le cultive discipolilor dragostea pentru lectură și să le dezvolte gândirea critică. Ana Galaju și-a început activitatea didactică la doar 17 ani și continuă să-și îndeplinească nobila misiune și la 70 de ani. În ajun de ziua profesorului, echipa OneTV a fost la liceul Ion Creangă din capitală, unde a surprins-o pe Ana Galaju discutând cu blândețe și acuratețe cu elevii clasei a 12-a. Haideți să vedem ce idei putem selecta din acest articol care v-ar favoriza pe voi. Fără emoții, liber, degajați. Ana Galaju și-a început activitatea în raionul Strășeni în calitate de învățătoare de clasele primare, însă sunetul alfabetului român a determinat-o să își schimbe parcursul profesional. După un an a decis să își continue studiile la Universitatea de Stat din Chișinău, unde s-a confruntat cu multe provocări. Vorbeam despre Eminescu așa în șoaptă, vorbeam despre scriitorii clasici la fel, era impuși atunci altă pleiadă de scriitori. Și când am ieșit și noi la mal, când mi s-a dat libertate totală, sigur că o bucurie nespus de mare pentru. Asta e bogăția noastră. Asta e bogăția noastră. S-a deschis tezaurul, s-a deschis comoara, suntem liberi. În sfârșit avem, să spunem ferm și convingător, că vorbim limba română. Că până amui limba mamei, limba maternă, limba noastră, limba nu știu cui. Profesoara povestește că de-a lungul carierei a instruit și educat mii de elevi, dar generațiile actuale sunt mai deosebite. Cei care au fost, sigur că erau mai înțelegători, nu știu cum, mai supuși. Aceștia sunt mai libertini. Altă viziune au asupra vieții. Alte capacități au. Probabil a lăsat amprenta și tehnologiile digitale, fiindcă ei sunt maestri în domeniu, ușor lucrează, au mai multe surse și se informează, mai multă voință, cam libertatea e pentru dânsii. Atât timp cât îi permite sănătatea, profesoara spune că se vede printre elevi și colegi de breaslă, fără de care nu își imaginează viața. E timpul de acum să mai investesc în familie, fiindcă ajunge, dar nu știu cum. Parcă am o teamă. Ce o să fac? Bine, o jumătate de zi, dar mai departe, cum o să fie? Dar totdeauna te gândești că viața avansează, sănătatea se deteriorează. Pe parcursul anilor a primit mai multe mențiuni și a fost distinsă cu meritul civic pentru întreaga activitate pedagogică. Cel mai mult se bucură atunci când o vizitează foștii discipoli. O deschis ușa așa, veselă, zâmbăreață, așa, am rămas uimită. O, doamnă profesoară, îmi pare bine că vă găsesc. Mă bucur de rezultatele lor, fiindcă mulți în multe domenii din absolvenții mei, lumea întreagă a cucerit-o și au profesii foarte mulți. Bune, stăpâni, gospodari la locul lor, mulțumită. Deci suportul de bază este lectura. Așa. Vrem noi, nu vrem, lecturând ne dezvoltăm, ne formăm ca personalități. Elevii sunt cei care își vor aminti peste ani de profesionalismul și cunoștințele oferite. Pe lângă cunoștințele academice, ne-a setat cumva un sistem de valori pe care încercăm să-l utilizăm zi de zi și în baza căruia cumva ne-am stabilit o anumită conduită, va rămâne un exemplu pentru mine, la care voi reveni cu mare drag peste ani. Doamna Galaju este profesoară extraordinară. În primul rând, ea mi-a fost și dirigintă un an. Ea nu doar mi-a fost și ca profesoară, dar și ca o mamă, de o perioadă scurtă de timp, dar totuși am văzut în dumneavoastră ei o personalitate foarte blândă. Cel mai mult, probabil că îmi va rămâne în memorie, faptul că a fost mereu o persoană înțelegătoare și calmă, dar și faptul că în urma acestor lecții am învățat să analizez mult mai profund orice ar fi o carte sau orice situație. Mulțumim mult pentru tot ceea ce face pentru noi
Iar cu ocazia zilei profesorului vreau să o felicit și să-i urez multă sănătate și răbdare în continuare. La liceul teoretic Ioan Creangă sunt peste 100 de profesori, însă Ana Galaju este printre cei care au participat la diverse activități naționale și internaționale, implementând de fiecare dată noi practici educaționale care au contribuit la dezvoltarea liceului, afirmă Corneliu Solomon, directorul instituției. Este un coleg care te poți bizui. De ce te poți bizui? Pentru că este competent, pentru că permanent lucrează asupra sa, adică se instruiește, se auto-instruiește și omul care este alături de noi, de echipa managerială și de colegii de la Comisia Metodică Libișătătura Română. O luptă e viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor.